găsit oameni buni și frumoși la mulți ani tuturor și nu numai la mulți ani, ci vă fac curare să aveți parte, să avem parte de toată veșnicia. Pentru că cei va folosi omului sau cei vor folosi omului o mie de ani, dacă la sfârșitul acestei perioade totul se nimicește. Așadar, să vă dea Dumnezeu ani mulți, binecuvântați, luminoși, frumoși, să fiți sănătoși și să faceți roade pentru împărăția lui Dumnezeu și peste toate acestea să adauge Domnul toată veșnicia albă, așa cum spunea părintele Arsenie Papa Cioc. Așadar, pentru anul acesta, fiindcă este prima dată când ne întâlnim, vă spun și eu alături de în Al Preasfințitul Părintele nostru, Teodosie, la mulți și binecuvântați ani. Astăzi, dragii mei, suntem la debutul anului calendaristic, într-o duminică de ianuarie, 9 ianuarie, în care, iată, pornim, așa cum au rânduit Sfinții părinți, la o nouă încleștare, dacă vreți, la o nouă luptă, sau dacă ar fi mai corect spus, la o. Nouă călătorie duhovnicească, punem din nou început bun, așa cum, după cum, Sfinții Părinții ai Bisericii au rânduit ca astăzi să fie pomenită, pomenit momentul acesta istoric și cronologic al începutului propovăduirii Domnului. Așadar, astăzi Sfânta noastră Biserică face pomenirea. Sfint, Sfântului Mucenic Polieuct și, de asemenea, Sfântului Cuvios Eustratie și îl mai pomenește și pe Sfântul Filip al Moscovei. De asemenea, îl avem la Evlavie și Biserica îl pomenește astăzi pe Sfântul Petru. Cu ale lor sfinte rugăciuni rugăm pe Bunul Dumnezeu să... Aibă milă de poporul său, să aibă înțelegere, îngăduință și răbdare, îndelungă răbdare pentru poporul său și pentru fiecare dintre noi, și pentru rugăciunile acestor Sfinți, să ne miluiască și să ne mântuiască pe toți. Dragilor, este un moment interesant în viața pământească a Cuvântului întrupat. A Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, a Cuvântului Înomenit, așa cum spun uh, uh, sfinții Bisericii, în momentul în care, iată, se face trecerea aceasta excepțională și atât de uh, tainică între Vechiul Testament, legea uh, Vechiului Testament și legea Harului. Le Legea iubirii. Lumea capătă un nou sens, un cu totul și cu totul nou sens, o cu totul altă perspectivă. Lumea, iată, se restaurează, Dumnezeu reface, dacă vreți, sau reclădește lumea aceasta care era să ne închipuim. Uh, ca o oglindă spartă în mii și mii de bucăți. Dumnezeu topește toată această lume, tot păcatul lumii acestea și reface oglinda aceasta în care se oglindește atât de minunat și de într-un singur chip, chipul lui Dumnezeu și reface această lume ca să aibă capacitatea posibilitatea să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu. Trecerea aceasta, dacă vreți, de la um, Ioan Botezătorul, care încheie, dacă vreți, legea veche, legea vechiului testament, o lume se încheie cu Ioan Botezătorul, dar tot cu el, dacă vreți, începe o altă lume. Este o punte între lumea cea veche, și lumea cea nouă, într-o lume în care biruiește moartea și legătura, puntea între o lume în care moartea este biruită, este desființată, în sensul că nu mai are nicio putere asupra omului. Foarte interesant, vom vedea cum a pregătit Dumnezeu această trecere extraordinară. Iată, între Ioan Botezătorul, o ștafetă preluată de Mântuitorul, așa cum se arată în ochii noștri lumești de la Ioan Botezătorul și pe care Mântuitorul lumii o duce la desăvârșire. O lume care nu avea, se zbătea în neputință și o lume în care uh, învierea arată că am biruit și noi împreună cu biruitorul. Așadar îl avem pe Ioan Botezătorul care va spune ucenicilor săi, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. El trebuie să crească și eu trebuie să mă micșorez. Eu despre care voi credeți că sunt Mesia, despre care credeți că sunt unsul lui Dumnezeu, Mântuitorul, iată vă spun că nu sunt vrednic nici măcar să-i leg uh, curelele sandalelor sau încălțămintea din picioare și că cel care vine după mine, spune Ioan Botezătorul, a fost înainte de mine. Un lucru extrem de tainic, iată mărturisirea faptului că Iisus din Nazaret, cel care este anonim până la acest moment, devine dintr-o dată Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Și de asemenea este mântuitorul lumii și în același timp și judecătorul lumii. Greu va fi pentru uh, oameni, chiar și pentru îmbotezătorul care va fi numit de către Dumnezeu cuvântul cel mai mare om născut din femeie, însă, spune mântuitorul, totuși în împărăția lui Dumnezeu cel mai mic. Poate că cu ajutorul lui Dumnezeu vom avea timp să vorbim și despre această apreciere, acest profil pe care îl face uh, Dumnezeu uh, Sfântului Ioan Prorocul înainte mergătorul și botezătorul Domnului, cum mi se mai spune cu botezul acesta, sigur, uh, simbolic, care va prefigura uh, botezul uh, ca taină atât de mare după cum va și spune eu vă botez pe voi cu apă, dar el vă va boteza pe voi cu foc și cu Duhul Sfânt. De asemenea, botezul acesta pe care îl fac eu este botezul pocăinței, dar eu trebuie să fiu botezat de acesta, adică de Isus Hristos. Așadar, dragilor, despre toate acestea și despre cuvântul pe care, cu care își încheie activitatea pământească Ioan Botezătorul și cu cuvântul cu care începe propovăduirea Mântuitorul Lumii, vom vorbi astăzi în această emisiune. Până atunci, însă, negreșit, bineînțeles, va trebui să luăm uh, cuvântul dragostei, dacă vreți, pentru că Cine are o asemenea dragoste ca la un program de 20 de ore pe zi, să găsească un crâmpei în care să adreseze telespectatorilor acestei emisiuni un cuvânt de mângâiere, de îndemn și de uh, binecuvântare. În al preasfințitul părinte Teodosie, la cuvântul chiriarhului, dacă este pregătit. Și noi suntem uh, pregătiți, ne așezăm cu minți și ascultăm acest cuvânt. Iubiți credincioși, suntem în Duminica anumită sugestiv, Duminica după botezul Domnului. Și iată Sfânta Evanghelie de astăzi ne glăsuiește atât de limpede că după ce Ioan Botezătorul a fost întemnițat, Iisus a părăsit Iudeia și a plecat în Galileea. Nu a părăsit Iudeia de frica iudeilor, ci ca să înceapă propovăduirea Evangheliei. Și și-a început propovăduirea Evangheliei cu aceleași cuvinte cu care a început și Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, ca să fie cu adevărat oamenii capabili să asculte cuvântul lui Dumnezeu, chemarea Tatălui, care l-a trimis pe fiul să-i cheme la dragostea sa părintească, iată aveau nevoie de schimbarea vieții. În vremea aceea era multă fățărnicie, mult formalism între farisei, saduchei, căpetenile preoților și poporul care era învățat de iudei, în felul acesta. Iată a venit în hotarele lui Zabulon și hotarele lui Neftalim. Sfântul proroc Isaia a vorbit despre aceasta în prorocia sa. Hotarele lui Zabulon și lui Neftalim dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul cel ce ședea în întuneric a văzut lumină mare. Și tuturor celor ce ședeau în întuneric și în umbra morții, lumină a strălucit. Cu adevărat, moartea era o realitate. Toți oamenii trăiau pentru a muri. Iată deodată, lumina vine în cuvântul lui Dumnezeu pentru că cel ce a venit să propovăduiască lângă mare era cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Prin trânsul toate s-au făcut și omul cel din tâi a primit chipul Fiului lui Dumnezeu. De aceea cel prin care s-au făcut toate, acesta vine să restaureze întreaga făptură zidită după chipul lui Dumnezeu. Și iată aici propovăduiește Iisus Hristos, Capernaumul era atunci capitala Galilei. În Galileea se adunaseră multe neamuri, iată după robia babiloniană sau evreii care fuseseră deportați și se aflau în diasporă se întorceau aici. Auzind cuvântul Mântuitorului Hristos, mulți erau cuceriți și stăteau să-l asculte și se bucurau de cuvântul lui. Și iată că fiecare, ca să poată să primească Cuvântul lui Dumnezeu, trebuia să primească o nouă viață. La îndemnul Mântuitorului, mulți au început după ce au fost la Ioan și și-au mărturisit păcatele în apa Iordanului în botezul pocăinței, acum veneau la Hristos și își deschideau sufletul și inima ca să-L asculte. Pocăința este starea cea mai potrivită ca omul să primească noul cuvânt al lui Dumnezeu. Primiseră iudeii prin proroci multe învățături și în fiecare sâmbătă în sinagogi se citea legea și se citeau profeții. Dar fariseii tălmăceau după a lor pricepere nepricepând nici ei, pentru că ei explicau legea numai pe din afară. Și socoteau legea ca fiind ajuns pentru a se apropia de Dumnezeu. Pariseii fiind mândri, socoteau că învățătura lor este de ajuns dacă oamenii ascultă pe ei, sunt aproape de împărăția cerurilor. Mântuitorul Hristos vine și schimbă această procedură a fariseilor. Omul trebuia să se schimbe pe dinăuntru și nu pe din afară. Pocăiți-vă însemnează, cunoașteți-vă păcatele, cunoașteți-vă cele din schimbați-vă în cele din lăuntru, ca să puteți să le schimbați și pe cele din afară, astfel încât mulțimea l asculta pe Mântuitorul și au început să-L urmeze. Din acest moment au început să-L urmeze mulțimele de oameni pe Mântuitorul Hristos și făceau deosebirea față de învățătura fariseilor. Vor spune mulțimile de oameni că îi învață pe ei ca unul care are putere, pentru că acest început de propovăduire va fi apoi dublat de multe puteri și minuni, de vindecări, de boli și de toate celelalte minuni care se vor arăta prin Mântuitorul Hristos care nu făcea minunile precum profeții, rugându-se înainte să-și facă milă Dumnezeu de cineva. El însuși fiind Dumnezeu întrupat, poruncea celor bolnavi și se vindecau, se ridicau din pat, înmulțea pâinile, potolea marea, atâtea minuni pe care nu le-a putut face nici un proroc. De acum vom începe să vedem roadele Iordanului în care s-a pogorât Mântuitorul Hristos, că ce a venit să înnoiască firea noastră și a stricată de păcat. Să începem și noi înnoirea noastră, încă suntem în sărbătoare botezului să luăm apa această sfințită la bobotează, să ne înnoim sufletele și trupurile și să trăim după lumina lui Hristos care a venit pe toți să ne cheme, să ne schimbăm viața și să urmăm pe Cel ce a venit să ne aducă nu doar o tihnă în viața aceasta vremelnică, ci a venit să ne deschidă ușa către viața cea veșnică, de care cu toții să avem parte. Amin. Am revenit în direct, iubiți credincioși și dragi telespectatori, mulțumim în preasfințitului Părinte Teodosie pentru cuvântul de învățătură cu adevărat aceasta este taina tainelor sau dacă vreți toată Evanghelia se reduce la această taină despre care a vorbit și în al Sfințitul Părinte și despre care cu ajutorul lui Dumnezeu vom vorbi și noi astăzi. O călătorie duhovnicească pe care o începem de fiecare dată, dar spunem că astăzi punem început bun, și anul acesta punem început bun, și de astăzi vreau să devin și eu, iată, luptător, vreau să devin și eu ostaș. Bineînțeles că e un lucru absolut minunat să fii recrutat în această unitate militară sau, dacă vreți, în această armată pe care noi o numim Biserica în această oaste atât de uh, binecuvântată și atât de biruitoare, care până la urmă a biruit în toate și va birui în toate după cuvintele uh, scripturii care spun că și porțile iadului nu vor birui pe ea, când vorbim deci de biserică, cu alte cuvinte noi suntem recrutați sau vrem să recrutăm într o oaste, într o armată care deja a biruit, are toată biruința înainte. Cu alte cuvinte, ce poate să fie mai greu decât acest mare dar pe care trebuie să-l purtăm până la urmă pe urmă, umerii noștri de a fi biruitori încă dinainte de a începe să dăm lupta. Este un dar greu pe care trebuie să-l ducem, după cum bine spunea cine spunea, că libertatea este un dar atât de minunat, dar și atât de greu de dus. Și-adar până uh, prilejuim răspunsul la această întrebare pe care am adresat-o astăzi, la început de an, noi o să ne gândim dacă tema aceasta pe care am propus-o astăzi și anume taina pocăinței, pentru că este o taină foarte mare, o taină pe care noi o cunoaștem sau foarte puțin dintre noi o cunosc, un cuvânt care a devenit demonetizat, monedă calmă, calpă, iertați-mă, dar cu calmitate, că asta vreau să spun, trebuie să vedem că, deși mulți vorbesc despre acest cuvânt, că sunt pocăiți sau că s-au pocăit, sigur că totul este doar un costum de suprafață, pentru că ce pocăință putea să existe fără Harul lui Dumnezeu? Ce pocăință poate să existe? Sau care sunt roadele pocăinței dacă nu există, iată, întruparea cuvântului, dacă nu există părtășie sau împărtășire cu Duhul Sfânt, cu trupul și sângele Mântuitorului Isus Hristos. Ce ne poate uni pe noi mai intim și mai adânc cu Hristos cel înviat decât iată trupul și sângele său, cum ar fi fost dacă am fi făcut pocăință și nu s-ar fi întrupat Hristos. Așadar, poate exista vreo consecință a pocăinței fără unirea cu Hristos? Noi credem și mărturisim că singura consecință ar putea fi să te faci om cum se cade sau drept, să spunem așa, în ochii lumii. Dar de asemenea, va spune Dumnezeu, vai vouă când vă vor vorbi toți de bine sau numai de bine. Cu alte cuvinte, nu este suficient să apari în fața oamenilor ca un om virtuos și de fapt nu este suficient nimic din cele ce facem noi dacă nu ar fi fost întruparea, sfintele pătimiri, moartea și învierea Domnului. Așadar, iată avem răspunsul corect, după care cu ajutorul lui Dumnezeu vom căuta să vedem de ce Ioan Botezătorul își încheie activitatea de propovăduire cu acest cuvânt și de ce Mântuitorul însuși preia acest cuvânt sau dacă cine de la cine a preluat acest cuvânt. Steți în direct la mulți ani, bucurie, Bine Doamne ajută! Așa. Să rămână, Părinte! Bine ați venit! Haidea, sunt din Lăvădar. Deci Domnul Iisus Hristos a început propăvăduirea cu Cuvintele, potoliți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Da, da, da. Nu potoliți-vă, pocăiți-vă. Pocăiți-vă, pocă da. Da, a fost Fumos foarte vă. frumos pentru că e. asta e cuvântul... Nu, nu, Cam e... ar trebui să ne potolim. E foarte bine cum ați zis, deși sigur că ați avut în minte clar cuvintele da, Mântuitorului. Da, nu, dar e foarte bine că în definitiv Uh, e un cuvânt uh, foarte foarte bun că potrivi. nu se mai potolește, nu ne mai potolim așa este, da deci uh, nu numai că nu ne pocăim, dar nici măcar nu ne potolim iată nu lumea potrivi. aceasta deși sunt semne uh, foarte interesante, putem să le citim, totuși lumea nu se potolește și cu atât mai puțin uh, nu se pocăiește da, aveți dreptate, așa da. este pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului și mai mult decât atât, deja a și venit, nu numai că s-a apropiat. Da, dacă veniți în Constanța, vă așteptăm la librăria brâncovenească. Dacă nu, lăsați-ne adresa să vă trimitem o carte. Da, da. Mulțumesc frumos că Cu drag, iertați-mă că nu mai fac. Aveam obiceiul să arăt câte o carte, câte un titlu, dar mi-au spus mulți dintre telespectatori, pe când încă eram dincolo la cealaltă televiziune, că se pierdă minute prețioase, și atunci am spus așa, că rămâne la latitudinea noastră. Să trimitem o carte sau un titlu de carte. În orice caz, să știți că avem carte duhovnicească, beletristică, istorie, câte un pic de politică pe aici, dar nu prea mult că treaba noastră, sigur, este mai mult să vedem din perspectiva aceasta duhovnicească ceea ce se întâmplă în lume și, bineînțeles, dincolo de lume. Așadar, vom trimite o carte la adresa pe care dumneavoastră ne-ați lăsat-o și rugăm pe Dumnezeu să ne lumineze, să vă trimitem o carte care să vă fie de folos. Așadar, potoliți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Mi-a plăcut în deosebi, pentru că undeva în mintea și în inima credincioasei care ne-a sunat era, cred că acest gând, iată, lumea nu se mai potolește. Parcă nu ne mai potolim, și bineînțeles cu atât mai puțin nu ne pocăim pentru că cuvântul ăsta a început să spun Tema emisiunii este taina pocăinței, așadar cuvântul acesta a fost bineînțeles demonetizat, a fost stors de conținut odată cu Cu rătăcirile care au început, sigur, acum o mie de ani, cele în care uh, oamenii au părăsit uh, dreapta credință și au început să socotească după mintea lor cam cum ar fi, uh, cum ar trebui să-l înțelegem pe Dumnezeu, au început să interpreteze. Ei, și de atunci fiecare om care crede că este, are o, o perspectivă nouă, caută să întemeieze o credință nouă, o religie nouă, așa după mintea lui, după mărimea lui, după inima lui. Numai că toate acestea, sigur că da, până la urmă duc într-un într drum îngust și infundat. Noi să rămânem în dreapta credință, cea care. Iată, nu s-a schimbat de la Mântuitorul Iisus Hristos prin apostolii săi și până astăzi. Noi socotim că trebuie să ținem uh, credința aceasta nealterată, neviciată, pentru că este cine dintre noi ar fi acela care, uh, oricât ar fi de însetat, ar bea un pahar cu apă uh, având o necurăție în el. Sigur, dacă ar fi o problemă de viață și de moarte, cumva, într-un fel sau altul, am decanta, am curăța, am filtra, am fierbe uh, apa aceea ca totuși să ne susțină viața. Dar cu niciun chip și niciun caz nu am uh, bea din apa aceea văzând că este o, uh, un gunoi, o necurăție acolo. Așa este și cu dreapta credință, infinit mai mult cât este departe cerul de la pământ asemenea este distanța, dacă vreți, între uh, comparația pe care am făcut-o, analogia pe care am făcut-o între o apă uh, curată, limpede de izvor, care este necesară pentru viață și credința cea dreaptă care este necesară pentru viața cea adevărată. Dar sigur că da, pornind de la aceasta, vom spune că uh, cuvântul acesta, pocăință, sărmanul care de fapt este uh, Mijlocul, începutul, mijlocul și sfârșitul uh, uh, învățăturii de credință a Evangheliei, a credinței ortodoxe, și anume uh, faptul că trebuie să ne schimbăm mintea, să ne schimbăm viața. Deci, cuvântul pocăință a rămas sărmanul fără niciun fel de sevă, fără niciun fel de uh, greutate, pentru că el a fost folosit, în abuzat în fel și chip, a fost. Uh, Uh, surpat și uzurpat în fel și chip, de cine, cum a vrut și cum l-a prins, i-a dat uh, uh, greutatea și sensul pe care l-a vrut. Însă pocăința, dragii mei, este cu adevărat o taină și una dintre cele mai mari taine. Dacă știți, înainte de a intra în uh, subiect, în miezul emisiunii, vă voi spune un lucru pe care probabil cei care sunteți în biserică îl cunoașteți, dar cei care, nu știu, poate priviți cu simpatie către ortodoxie, către biserică, nu știți că avem șapte taine. Da? Una dintre ele este taina aceasta a pocăinței. Dacă toate celelalte, la toate celelalte taine, omul este cumva pasiv, în sensul că cel mai probabil știți, ați participat la o, o nuntă și la un, sau la un botez și nunta cu nunia, taina cununiei, taina nunții, sigur este o taină din cele șapte și botezul este o taină, dar cel mai probabil dacă ați participat și în calitate de creștin și în calitate de uh, nuntași sau de, știu eu, uh, apropiați ai celor care trec prin momentul acela, ați văzut că sunteți cu totul sau suntem cu totul și cu totul pasivi. Mai mult ne interesează, eu știu, o anumită croială a rochiei sau a hainelor, de colteul și bijuteriile, pregătirile acestea care te ostenesc atât de mult, te epuizează legate de masă, de meniuri, de uh, toate celelalte lucruri care sunt, sigur, atât de plăcute până la urmă omului dar care nu au nicio legătură cu taina în sine, au legătură cu o bucurie, dar cu o bucurie exterioară și de aceea am spune că dacă acolo suntem pasivi cu totul, participăm și uneori mai căscăm sau ne plictisim pentru că un botez poate să dureze și uh, o oră sau uh, taina cununiei de asemenea uh, aproximativ o oră și este dificil să stai o oră să participi la la un moment atât de adânc cu, cu, cu semnificații atât de adânci teologice pentru viața de acum și pentru bineînțeles viața veșnică. Atunci uneori mai căscăm, ne mai plictisim, mai vorbim și suntem pasivi. Ei bine, singura, dacă vreți, taina pocăinței este cea care îl angajează pe om într-o luptă pe viață și pe moarte, dragii mei. De aceea... Taina pocăinței este, dacă vreți, taina centrală sau taina cea mai mare în sensul că ea te duce la unirea cu Hristos. Taina pocăinței te duce la uh, împărtășania sau la unirea omului cu trupul și sângele mântuitor. Te duce la unirea cu uh, Hristos cel uh, întrupat și înviat. Te duce la uh, nemurire. Și acum să revenim la Sfântul Ioan botezătorul care propovăduia, nu e așa, taina pocăinței, da? O propovăduia în ghicitură, dacă vreți, pentru că nici el însuși să mă ierte acest cel mai mare om născut din femeie și acest sfânt pe care îl au la Evlavie și iudeii, dacă vreți, și uh, musulmanii uh, mahomedanii, dacă vreți, și bineînțeles uh, creștinii, acest sfânt atât de iubit în, în toată lumea și în toată istoria omenirii și totuși sfântul Ioan Botezătorul nu înțelegea cum adică poate să fie aceasta pocăința deși el era un om născut în chip minunat din mama Uh, Elisabeta și din tatăl preot Zaharia, știți, la o vârstă înaintată, în sfârșit dar s-a născut după rânduiala la firii, după legătura dintre bărbați și femeie, măcar că Elisabeta poate că era uh, stearpă cum spunem astăzi, sau din punct de vedere biologic în incapacitate de a mai naște prunci și totuși sigur că acolo unde Dumnezeu voiește se biruie și rânduia la firii dar totuși este născut după firea lucrurilor, așa cum se naște și cum s-a născut fiecare dintre noi, cum te-ai născut și tu, cum m-am născut și eu, afară doar de iată fiul și cuvântul lui Dumnezeu, născut din veci fără de uh, mamă și în timp, da, la plinirea vremii fără de tată. Dar Ioan Botezătorul, deși de mic crescut în această minunată viețuire uh, ascetică de mare angajament uh, duhovnicesc, totuși nu înțelegea cum poate să fie aceasta taina pocăinței, pentru că cu adevărat, dragii mei, deși el practica botezul acesta al pocăinței, lucrurile nu se schimbau. Oamenii puteau să devină cum se cade, Oamenii puteau să devină mai buni. De asemenea, știm foarte bine că veneau la Ioan Botezătorul la Iordan ca la un Mesia, ca la Mesia, dacă vreți, ca la cel ales, la cel uns. Pentru că el avea o viețuire înaltă, era proroc, bineînțeles, uh, propovăduia uh, iminenta uh, așezare a lumii într-un alt chip, iminenta venire a împărăției cerurilor, Totuși, botezul lui nu schimba cu nimic. Poate că voi crea acum un, o sminteală prin aceste cuvinte, dar dragii mei, noi știm pe cineva mai drept decât orice uh, îndreptat din botezul lui Ioan. Îi știm pe Avram, pe Isaac, pe Iacov, pe Moise, pe David, îi știm pe proroci, pe sfinți, care însă, totuși, iată, chiar și ajungi la o asemenea măsură că i s-a socotit lui Avram credința ca dreptate? Adică cine a mai făcut un asemenea lucru ca după ce Dumnezeu i-a promis lui că va naște fiul din coapsele sale și că vor ieși neamuri ca nisipul mării din, aceștie, din această mlădiță? Și după ce Dumnezeu a împlinit această uh, uh, promisiune, lui Avram, iată, îi cere să-și uh, jerfească pruncul. Și Avram uh, nu cârtește. Este absurd, este ceva uh, strigător la cer după, după raționalitatea lumii acestea în care trăim astăzi. Și cu toate acestea, Avram, iată, avea nevoie pentru... Mântuire de un mântuitor. Iată că Ioan, botezătorul însuși, care este cel mai mare om născut din femeie după Cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a dus în altă parte decât acolo unde era Avram, Isaac și Iacov. Deci, botezul lui Ioan, propovăduirea lui Ioan, nu putea face nimic mai mult decât, iată, să vină vame și, și să-l întrebe ce să facem, pentru că noi nu știm ce să facem. Și le spunea Ioan, faceți uh, roade vrednice de pocăință, Iată, terminați cu păcatele voastre, nu luați de la nimeni mai mult decât uh, s-a îngăduit pentru uh, funcția voastră, adică să adunați dările, impozitele și nu mai puneți și voi zeciuială sau altceva pe oameni, da? nu puneți biruri pe oameni ca să vă faceți voi punga mare. Veneau și soldații și îl întrebau, și noi ce să facem? Că iată, unii dintre noi sunt drepți, unii dintre noi sunt... Iar voi zice să vă mulțumiți cu lefurile voastre, nici voi să nu faceți nedreptăți. Faceți-vă cele ale uh, ostașilor, ale militarilor, dar nu nedreptățiți pe nimeni, nu faceți nimic rău. Și cu toate astea îi boteza în Iordan, dar botezul lui Ioan Dragii mei, nu avea putere nici asupra lor, nici asupra lui, și nu putea să schimbe cu nimic, dragii mei, această lume atât de uh, căzută, atât de depresivă, să spunem. Pentru că în lumea aceea se aștepta un Mesia care să-i scoată de fapt din robia morții. Deci Ioan, dragii mei, nu putea să facă lucrul acesta și nici chiar el însuși, deși era un asemenea mare proroc, nu putea să înțeleagă cât de mult este necesar sau cât de necesar era venirea unui mântuitor și nu a unui om obișnuit care să mântuiască pe Israel din robia romanilor, ci iată însuși Fiul și cuvântul lui Dumnezeu, a doua persoană a preasfintei trăimi, iată, a trebuit să se întrupeze dintr-o maică fecioară și care să și moară, să ridice păcatele lumii, să le țintuiască pe cruce. Nu înțelegea după cum nici noi nu înțelegem astăzi, deși ar trebui după 2000 de ani, dar Ioan nu putea să vadă chiar el care era cel mai mare om născut din femeie, care era luminat de Duhul Sfânt, încă de la întâlnirea Fecioarei Maria cu Elisabeta, când a săltat pruncul în pântecele Elisabetei și s-a umplut de Duhul Sfânt Ioan atunci, cu toate acestea nu putea să vadă taina cea din veci ascunsă și de îngeri neștiută, cât de mare este această taină. De ce spunem asta? Pentru că Ioan însuși, iată, spune Evanghelia de astăzi că a fost arestat. Și fiind el acolo în închisoare, deși a, a mărturisit, el este mielul lui Dumnezeu. El va ridica păcatele lumii. Am văzut Duhul ca un porumbel deasupra lui, după cum mi-a mărturisit mie Dumnezeu. Acesta este mesia pe el să-l urmați. Cu toate acestea, Ioan nu putea să înțeleagă. Această taină extraordinară a pocăinței care, deși este o condiție fără de care nu se poate, totuși nu este suficientă. De aceea îi spunem taina pocăinței și nu îi spunem pocăință sau pocăiți-vă sau pocăiți sau de la pocăiți. Pocăința, dragii mei, nu este așa o hotărâre de a noastră de, a ne, de astăzi de a ne face uh, oameni cum se cade, ci este taină care se lucrează prin Harul lui Dumnezeu. Ori acolo unde nu lucrează Harul, nu este nici taină, acolo unde nu este Duhul Sfânt, nu se lucrează cele ale lui Dumnezeu. De aceea nu este pur și simplu să ne credem noi, suficient să ne credem noi mai buni ca alții, măcar de a fi mai drept și mai cum se cade ca ei. Nu este suficient pentru mântuire. Și de ce spunem aceasta? Iată de ce. Pentru că Ioan Botezătorul fiind închis, își punea probleme acum și a trimis vorbă la Mântuitorul să-l întrebe tu ești acela pe care să-l așteptăm sau să așteptăm pe altul? Iată ce, 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 ce îndoia, iată ce, ce luptă extraordinară în fața morții Ioan, deși m este încredințat de Dumnezeu că acesta este Mesia, el totuși își pune problema dacă trebuie totuși să aștepte altceva. De ce își pune această problemă, dragii mei? Pentru că Ioan punea problema aceasta a pocăinței și a judecății. Ioan se gândea că trebuie să vină judecata și cu adevărat că Mântuitorul este și judecător. Dar primind acest cuvânt Mântuitorul de la Ioan, îi răspunde, Merge și spuneți lui Ioan, orbi văd și umblă, morții înviază și săracilor li se binevestește. Ce spune prin aceasta Mântuitorul? Îi spune lui Ioan așa, da, nu te îndoi, eu sunt Mesia, ți-a descoperit ție bine Duhul Sfânt, doar că astăzi sunt în calitate de miel. Am venit nu să judec lumea, ca lumea să se mântuiască prin mine și eu trebuie să mă jerfesc. Asta nu putea înțelege această taină extraordinară a golirii de sine a lui Dumnezeu, cuvântul. Cum spunem noi, să zicem așa, în teologie, chenoza aceasta, lipsirea iată de slava sa, întruparea aceasta nașterea aceasta în peșteră atât de, atât de smerită, atât de neobișnuită, chiar pentru un copil dintre cei mai sărmani, nu pentru împăratul cerului și al pământului, pentru mântuitorul lumii, pentru Dumnezeu cel atotputernic. Deci aceste lucruri nu le, puteam, nu le puteam înțelege și nu le putem înțelege și noi. Cum de s-a lăsat prins, cum de s-a lăsat țintuit pe cruce, scuipat, bagiocorit, primea și pân după ceafă, ceafă, jucau bâza cu el, este incredibil la ce umilință a fost supus și n-a făcut niciun gest. Petre, bagă sabia în teacă, a, oare nu pot eu să cer 12 legiuni de îngeri și să se uh, pârjolească tot pământul? Dar toate acestea trebuie să se întâmple. Asta n-a înțeles și asta nu înțelegem noi, dragii mei. Că taina pocăinței este până la urmă darul lui Dumnezeu pentru om. El însuși a venit și s-a smerit pe sine. Luați pildă de la mine, luați, dacă vreți, exemplu de la mine, că sunt blând și smerit cu inima. Fiți și voi așa și veți găsi o dihnă sufletelor voastre. Cu alte cuvinte, ce este această pocăință? Așa cum înțelege biserica, cum înțeleg sfinții părinți, bineînțeles, taina aceasta atât de mare, este, dragii mei, hotărârea eroică, bărbătească. Și când spun bărbătească, să știți că mă refer în primul rând la femei, pentru că sunt mai bărbați de multe ori ca bărbații. Hotărârea aceasta eroică de a lupta împotriva morții. Iată perspectiva pe care o aduce Mântuitorul Iisus Hristos și posibilitatea, bineînțeles, pe care o aduce Mântuitorul Iisus Hristos și pe care nimeni altceva nu, altcineva nu putea să o propovăduiască, nici chiar Ioan, cel mai mare om născut din femeie, nici chiar îngeri din cer nu putea să facă lucrul acesta, Arhanghelul Gavril sau Mihail, pentru că taina aceasta este atât de mare și pe care nici îngerii n-au cunoscut-o și pe care din veci Dumnezeu a pregătit-o singur numai pentru om. De aceea, va spune Sfântul Maxim, mărturisitorul, că pe Isus Hristos cel istoric l-a avut Dumnezeu în minte când l-a plăsmuit pe Adam, când l-a făcut pe Adam. Este ceva absolut uimitor, cutremurător când vedem Că Dumnezeu l-a iubit pe om din veci. Este cu tremurător să ai îndrăzneala să spui aceste cuvinte. Că omul a fost în mintea lui Dumnezeu, în gândul lui Dumnezeu. Din veci. Și că pentru om au fost făcute toate. Și dacă vreți dacă, să reducem și mai mult, și mai sintetic, și mai concentrat, pentru mai ca Domnului a fost făcut această lumea. Lume care este prototipul cel mai înalt uh, al omului din care sigur se va naște uh, noul Adam, uh, omul uh, restaurat și cel care vine să restaureze chipul acestei lumi. Ei bine, perspectiva aceasta a pocăinței dragii mei pe care o, o, o propovăduia uh, Ioan era ineficientă, ineficace. Oamenii veneau, credeau emoțional în cuvântul lui Ioan, care era o personalitate covârșitoare, după cum ar putea fi astăzi o personalitate covârșitoare, fie el și un preot, însă numai Duhul Sfânt, Harul Duhului Sfânt, care poate să prefacă inima noastră, da? Inima merită și cum spune acolo Sfântul Proroc David, care a văzut cel înghicitură tot ca proroc și tot de la Duhul Sfânt că Inima curată zidește pentru mine Dumnezeule și Duh drept în este pentru cele din lăuntru ale mele. Ei bine, dragii mei, nimeni nu putea să facă aceasta decât Hristos cel întrupat. De aceea spunem că cuvântul acesta al Sfântului Ambotezătorul a fost mai cu seamă, pentru a pregăti calea Domnului, pentru a-l pune în evidență, pentru a-l scoate, dacă vreți, în scenă, iertați-mi cuvântul pe uh, Mesia, pentru că nu putea să vină să se prezinte pe sine, tot o personalitate foarte puternică în care oamenii să aibă încredere, putea să-l gireze, iată, sigur, uh, văzând și teofania, epifania aceea că uh, Duhul a mărturisit, Tatăl a mărturisit despre acesta că este Fiul și Duhul a întărit cuvântul Tatălui, puterea cuvântului. De aceea spunem că nici Ioan după cum nici noi, atâta timp cât mintea noastră nu este pătrunsă de taina aceasta, de darul lui Dumnezeu, de credință și de taina pocăinței, nu putem înțelege. Până la urmă, haideți să fim mai practici. Ce credeți? Că veneau desfrânatele la Iordan și se spălau și de acum ele erau curate. Nu, dragii mei, deși le părea rău, poate putea să le pară rău. Totuși, transfigurarea aceasta a vieții nu putea avea loc fără har. Pentru că altfel ar fi fost suficient Ioan Botezătorul, nu-i așa? După cum înțeleg mulți dintre baptiști, de exemplu, îl consideră pe Ioan Botezătorul ca începătura vieții duhovnicești. Sigur că da, putem să spunem, spune însuși Dumnezeu, dar chiar Ioan, el însuși, atât de mare, era mic în împărăție, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu, pentru că nici nu putea să intre acolo fără întruparea Domnului, fără această extraordinară dragoste pe care a manifestat-o Dumnezeu față de om. Și dar foarte practic, fiindcă trebuie să cumva să trăim Evanghelia, dragii mei, sigur teologic, probabil că dacă aș fi scos acum la tablă, dogmatic, aș lua un mare patru. Dar practic, dragii mei, lucrurile Dumnezeu le-a făcut simple ca să le înțeleagă orice om. Nu este aici o elită intelectuală, numai cei deștepți, academicienii se pot mântui dacă ar trebui să o luăm așa. Doctor în teologie. Nu, Dumnezeu a făcut lucrurile foarte, foarte accesibile pentru orice minte. Pentru că harul va deschide mintea și inima acela. Deci se va produce în mintea ta, în inima ta iubite creștine. Iubite omule, se va produce în mintea ta și în inima ta o cinzecime, o pogorâre a Duhului Sfânt, toate se vor desluși. Ați văzut pe Părintele Cleopa, priviți la, la, la Sfântul Cleopa Ilie, priviți la Sfântul Iosif uh, Vatopetinul cu șapte clase primare. Priviți-l și vedeți dacă a mai vorbit vreun profesor de dogmatică, așa, dacă a mai vorbit vreun profesor de teologie la înălțimea aceasta. Șapte clase, dragii mei, s-a produs în, în mintea acelui om, iată taina aceasta a pocăinței care, de fapt, este o cinzecime, este pogorârea uh, Duhului Sfânt. Așadar, dragii mei, lucrurile sunt foarte simple pentru că Dumnezeu le-a făcut ca noi să le pricepem simplu, astfel încât să nu putem spune, Doamne, dar nu ne-ai făcut inteligenți așa ca pe cutare sau pe cutare, astfel încât noi nu putem pătrunde aceste taine. Taina pocăinței, dragii mei, este simplă în sensul acesta că nu este vorba de o întoarcere neapărat de la rele și să faci binele, deși nu se poate fără asta și acest lucru nu se poate fără ajutorul lui Dumnezeu. Sigur că avem sisteme penitenciare, nu știu, școli de bune maniere care pot să te îmbunătățească puțin. O diplomație, nu o școală atât de rafinată a diplomației în care tot timpul ești plăcut celuilalt, ești un interlocutor în sfârșit spumos, interesant, dar nu odihnești, pentru că numai transfigurarea, numai metanoia, care de fapt asta înseamnă pocăință, o schimbare a minții, dar nu în sensul unei paradigme noi, adică trecem de la o filozofie la alta, ci în sensul unei vieți noi, inimă smerită, da, zdrobită, Dumnezeu nu va urgisi. De aceea se și spune, dragii mei, că taina pocăinței este taina aceasta prin care, iată, omul primește de la Dumnezeu această putere și încredințare de a se lupta împotriva morții. Pentru că, de fapt, luptând împotriva păcatului, te lupți împotriva morții. Sau dacă vreți, cine dintre noi nu ar vrea să fie nemuritor? Această perspectivă o aduce Dumnezeu, dragii mei, cuvântul întrupat și spune, iată, vă dau vouă o putere să fiți nemuritori. Am cel ce crede în mine și în cel care M-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Dar ce înseamnă să crezi în uh, Dumnezeu, în Fiul lui Dumnezeu, un trupat? Înseamnă să-i să urmezi lui. Iar să-i urmezi lui ce înseamnă? Înseamnă să moară omul cel vechi. Înseamnă cruce, înseamnă răstignire. Sigur că pare desperiat, dar de fapt ce răstignim, dragii mei? Răstign, răstignim moartea. Aceasta este perspectiva cu care vine și despre care vorbește Ioan Botezătorul. Eu vă botez cu apă și iertați-mi cuvântul, mare lucru nu pot să fac, dar e bine totuși că luați seama la voi și vă potoliți, cum spunea atât de minunat. Potoliți-vă, dar nu este suficient. Iată, vine cineva după mine care a fost înaintea mea, și care este mai puternic, adică mai puternic în sensul că nici nu se poate compara, nu sunt vrednic să-i leg uh, sandalele. Adică atât de mic sunt eu în comparație cu puterea acestuia care vine după mine și care vă va boteza pe voi cu foc și cu Duh Sfânt. Adică va arde, va topi pe omul cel vechi, va muri omul cel vechi, va fi răstignită moartea și. Veți învia împreună cu Hristos cel înviat. Deci perspectiva pe care o aduce Hristos este următoarea și foarte practică. N-am venit să vă spun vouă despre păcate. N-am venit să te întreb de ce ai căzut. N-am venit să-ți spun ție desfrânat-o tâlharule despre păcatele tale. N-am venit pentru cei drepți. N-am venit pentru cei sănătoși. N-am venit pentru cei bolnavi. Iar vouă vă spun așa vă dau vouă o nouă perspectivă și putere să luptați împotriva morții. Vă dau vouă o putere să deveniți nemuritori. Vă dau putere ca din fine legitim să deveniți înfiați și să deveniți Dumnezei după har. Lucrurile acestea le descoperă Dumnezeu în inima noastră. Sigur că este o luptă pe viață și pe moarte, dar în definitiv, dacă ai fi într-un război, frate al meu, și în fața ta ar fi inamicul, nu te-ai lupta până la ultima epuizare, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu v-ați împotrivit păcatului până la sânge. Deci suntem într-un război, în primul rând, cu noi înșine și cu duhurile de sub ceruri. Da? Pentru că ispitele vin de la, de la, noi, nu? de la trupul nostru, dar și de la mintea noastră, de la lume, adică de la oameni și, bineînțeles, de la drac. Dumnezeu nu ispitește, dragii mei spre rău, bineînțeles, ispitele acestea despre care vorbim și despre care am mai vorbit. Așadar, poruncă nouă vă dau vouă. Iubiți-vă unii pe alții așa cum eu v-am iubit și cum v-am iubit. M-am dus la moarte pe cruce pentru păcatele voastre. Deci porunca este aceasta ca noi să avem această perspectivă cu totul și cu totul nouă că ne luptăm împotriva păcatului, dar nu ca să ne facem cum se cade. Și a trecut viața și toată viața noastră ne-am luptat ca să fim băieți buni. Uite ce băia bune cu tare, uite s-a pocăit cu tare. Și ce dacă s-a pocăit din moment ce moarte are ultimul cuvânt, din moment ce groapa are ultimul cuvânt? Nu, nu asta spune Hristos. Hristos spune așa, porniți-vă la lupta pe viață și pe moarte împotriva morții, pentru că eu am biruit lumea, îndrăzniți că eu am biruit lumea. Deci aceasta este, dragii mei, până la urmă, pocăința, hotărârea eroică de a ne, ne lupta uh, cu moartea. Și prin aceasta putem să și biruim moartea. Dumnezeu ne-a încredințat că am biruit odată cu El. Cel care se împărtășește cu trupul și sângele Mântuitorului, dragii mei, are viață în sine și devine nemuritor cu aceste cuvinte încheiem prima emisiune a acestui an. Cu ajutorul lui Dumnezeu punem început bun și sigur că da, să ne vedem față către față în arena aceasta extraordinară care este Sfânta și Dumnezească Liturgie.